Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Ora de Interes. Astăzi vreau să vă surprind. Cu ce să vă surprind? Cum vă surprind de fiecare dată, bineînțeles, dar astăzi am un prieten drag mie, un invitat special pentru voi, pentru toți cei care vreți să vă aflați așa, destinul, foarte simplu, cum? Prin numerologie. Numerologia este o artă, o știință. Vi-l prezint pe invitatul meu, prietenul meu, Romeo Popescu. Bine ai venit, dragă Romeo! Bine te-am găsit, Antonia! Ce poți să ne spui despre numerologie? Ce ești? Ghicitor? Ești statistician? Ce ești? Sunt un fel de arhivar, ca să spun așa. Arhivez datele de naștere ale oamenilor. Numerologia asta, da, este percepută în mediile astea sociale ca și cum ar fi o formă de ghiceală, o formă de a interpreta anumite lucruri și a vedea dacă poți să prevezi viitorul. Nu are nicio legătură treaba asta, nu s-a mediatizat foarte tare această știință în mediile noastre și datorită faptului că nu se știe foarte mult sau se știe, dar toți o interpretează ca fiind o formă de ghiceală, cred că este așa un fel de, cum să spun, lucru care nu e important, nu are nicio treabă. Îmi spui tu ceva, dar oricum nu se îndeplinește, cam așa. Și care oricum trece în derizoriu prin faptul că e... Da, tu știi bine că tot ceea ce este util și tot ceea ce este bun este pus în derizoriu, ca să nu fie manifestat într-o formă socială mare și atunci lasă, că asta e o prostie, e o ceva care nu contează. Dar numerologia este o știință antică, primii numerologi care au fost pe pământ sau care să știu, de fapt, nu care au fost, care să știu pe pământ, sunt cei din Babilon, neamul caldeenilor, ei au inventat numerologia caldeană, așa se cheamă, utilizau numai 8 cifre și alfabetul pe care îl aveau ei acolo. Dar prima școală de numerologie concretă și foarte clară a făcut-o Pitagora, care știm că a fost matematician, știm că are teorema aia super cunoscută a lui Pitagora, așa, el a fost numerolog și a plecat către știința numerologiei, a inventat teoremele matematice și structurile matematice pe care le avem și noi astăzi și le studiem la matematică, la știința matematicii. El a făcut prima școală de numerologie. Atunci discipolii lui trebuia să stea 5 ani de zile în școala respectivă, după care se numeau numerologi. Bineînțeles că numerologia și pe teritoriul patriei noastre a fost foarte cunoscută de către daci. În unele scrieri se spune că și Zamolții s-ar fi fost un numerolog. Aici nu știu sigur treaba asta. Sunt unele scrieri care spun treaba asta, unele scrieri care nu spun, nu se știe exact. E incertă treaba, dar ceea ce știm foarte clar este că dacii foloseau numerologia și astrologia în momentul în care construiau cetăți, în momentul în care construiau temple, în momentul în care se organizau pentru diferite forme sociale, foloseau numerologia. Ei știau că înclinația Pământului este la 23 de grade, axa de înclinația Pământului este la 23 de grade, la unde 23 de grade, care înseamnă 5 libertate. De ce ar veni un om la tine, la o consultație, de exemplu, sau nu numai neapărat la tine, la un numerolog? Uh-huh. Ce poate să afle printr-o astfel de consultație? Ce vrei? Păi nu știu, câți copii, dacă se mărită, dacă moare, dacă ce... Asta vor mulți să știi, dacă se căsătoresc, dacă se așa... Dar noi oamenii avem tot timpul întrebări de ce. De ce mi se întâmplă mie asta? De ce se întâmplă nu știu ce lucruri? De ce sunt trist? De ce sunt vesel? De ce am cunoscut-o eu pe ea? De ce l-am cunoscut eu pe el? De ce, de ce, de ce, de ce? 700.000 de întrebări, de ce? Numerologia este știința care răspunde la extrem de multe întrebări, de ce? Bine, acum nu putem să spun de ce nu mă mărit. E și asta un răspuns, de ce nu mă mărit? Și sunt multe persoane de sex feminin care spun de ce nu mă mărit. Putem să vedem oarecare, să dăm un oarecare răspuns la treaba asta. Dar numerologia este știința care respectă o idee. Ce idee respectă? Nimic nu este întâmplător și totul este algoritmat. Asta este foarte clar. Adică totul este cu un sens și cu un scop atera. Fiecare om are o dată de naștere și s-a născut într-o dată de naștere. Are o zi, are o lună, are un an. Asta înseamnă că acele cifre spun ceva despre acest om. Oamenii sunt generați și sunt guvernați de cifre. Întotdeauna ai un CNP,
ai un număr de apartament, ai un număr de stradă, la compania unde lucrezi ai un număr, o adresă. Efectiv, este posibil ca și biroul tău să fie la un etaj, să fie al nu știu câtelea din departamentul tău sau nu știu, tot felul de lucruri care țin de numerotare. Noi nu trăim alandala. Inclusiv semaforul. De ce semaforul are la mașină are trei culori și la pieton are două culori? De ce? Dar de ce? Sunt. Chiar de ce? De ce? Da. Pentru că treiul este, cum să spun, respectă trei culori, roșu, galben și verde, și trei este o formă foarte clară de stabilitate, acest trei. Roșu înseamnă la acțiune. Aici sunt puțin inversate lucrurile. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui ca la verde să stăm și la roșu să plecăm. Dar roșu ne face pe noi așa este culoarea 1, roșu, și ne face pe noi să fim atenți, pur și simplu, dar este și o culoare care generează efecte. Verde este o culoare caldă, o culoare care ne face să fim liniștiți. Cred că s-au gândit, e posibil să fi gândit, că verde, ca să plecăm, este să plecăm liniștiți. Liniștit, da. Da. E, galbenul respectiv este pregătirea, este culoarea 3, culoarea puterii, și 3-ul ăsta ne spune nouă că, pur și simplu, în momentul în care este între roșu și verde, galben, la câteva secunde sau cât așa, ai puterea să faci lucrul ăsta. Adică ce să faci? Să pleci. Și noi îmi transmit niște mesaje subliminale. Iar la pietoni, fiind două culori, este un du-te vino, Bine, așa e. corect. Da, e culoare, e cifra, du-te vino, un du-te vino, roșu, verde, roșu, verde, stai liniștit, du-te vino, du-te vino. El nu trebuie să pregătească, pentru că oamenii pe stradă merg și dacă ne-am uitat așa la mulți oameni care merg pe stradă așa de undeva de sus, am vedea un du-te vino total. Unii se duc, alții se întorc, un du-te vino total. Și de aia spun, adică lumea noastră este generată de această cifră 2. Deci omul ar putea să vină, ca să ajung la întrebarea ta, la o consultație numerologică pentru, și în primul și în primul rând, pentru a-și desăvârși cele trei tipuri de relații. Adică relația cu sinele, relația cu societatea și relația cu destinul său. Pentru că toți avem astea, Dar putem să relația ne asta. schimbăm aceste relații în funcție de ce ne spune numerologul? Putem Putem interveni în destin, adică un numerolog, dacă să spune nu e intervenim. bine ce ai face și tu, uite, Da. pe planul ăsta, ar trebui să faci chestia Da, asta. da. Tu poți să vii să Dar intervii. bineînțeles, nu intervin eu doar îi spun, el intervine. Adică, dacă o persoană are o cifră de vibrație interioară, adică este născut într-o anumită zi, și să zicem acea zi pentru el este foarte aspectată să fie un bun om care comunică, care împarte idei, care nu așa. Și el să zicem că este la un birou inginer de șuruburi. El nu comunică decât cu șuruburile alea sau cu oamenii aia de acolo, din biroul lui. Este foarte închis și se va simți nefericit. Singura chestie pe care noi o putem vedea este că dacă suntem pe drumul destinului nostru, suntem fericiți. Dacă nu suntem pe drumul destinului nostru, nu mai suntem fericiți. Avem tot felul de piedici, avem tot felul de stări mai puțin bune. Suntem supărați, suntem anxioși, nu e ok. Și numerologul poate să spună, mă, tu te-ai născut în data asta și nu e întâmplător că te-ai născut în data asta. Și omul în interiorul lui simte că e ceva neregulă sau nu e în regulă. Omul simte când are o bucurie și când are o tristețe. N-are cum să nu simtă, că nu are cum. El e în relație cu el singur, tot timpul. Când merge pe stradă singur, în mintea lui se întâmplă ceva. E într-o relație cu el. Nu poate să fie ceață totală, n-are cum. Are o relație socială cu oamenii, adică bună ziua, la serviciu, undeva. E o cifră asta cu cifra de vibrație în societate. Destinul. Eu vreau să fac ceva cu viața mea. Toți oamenii vor să facă ceva, nu vor să stea așa. Unul, și dacă vrea să stea, tot vrea să facă ceva cu viața lui. Vreau să stau. Tot vrea. Vrea ceva. Nu? Deci are o relație cu destinul lui. Adică destinul meu e să stau degeaba. Sau să atârn la alții. Și asta e ceva. E o acțiune. Adică atârn la alții. Nu e nicio problemă asta. Deci n-am, nu. Deci e o relație cu destinul lui. Cum atârni tu la alții? Sau cum vrei tu să stai? Și acolo sunt niște cifre care se calculează și numerologul calculează cifra și spune, bă, tu trebuie să stai așa. Sau trebuie să faci așa. Sau altul, eu vreau să devin inginer, să spunem, da? Și ne uităm acolo și calculăm data lui de naștere și vedem ce lucruri, poate că chiar e ok să fie inginer, ce lucruri trebuie să facă acest om pentru a fi inginer. Și sunt două cifre de obicei care generează și dau, care noi în numerologie le numim drumul destinului. Sunt acele două cifre care spun, uite, dacă tu mergi pe drumul ăsta, generat drum de aceste două cifre, poți să ajungi foarte lejer la destinul tău. Care destin poate să fie o cifră? Întotdeauna cifrele sunt de la 1 la 9. Toate cifrele sunt de la 1 la 9. Dacă avem cifra 23, ea e 5, că se reduce la o singură cifră. 2 plus 3, 5. Și dacă e 22?
Sau 11? Da. La fel? Da. Și dacă e 10? E 1. E 1? 1 și cu 0, 0, 1. Uh-huh. Da? Deci nu contează. Și de-aia ar putea să vină oamenii la numerul 8. Ar putea să vadă cum să se împace în primul rând cu ei înșiși. De ce li se întâmplă lucrurile pe care li se întâmplă în viață și cum ar putea să le rezolve. Sunt multe lucruri care, de fapt, sunt, e o consultație care axează omul pe drumul lui, pentru că nu vine la numerul 8 cine n-are nevoie. Cine este fericit să simte bine și n-are nicio problemă sau știe totul sau așa, nu vine. N-are de ce să vină. Dar lumea nu prea știe de numerologie, deci eu cel puțin cu cine am vorbit așa, ce e numerologie? Astrologie? Nu, astrologie este o altă ramură, da, citim în astre, numerologia citim în numere, cam da. Așa se reduce. Este mai globală, dacă pot să spun așa, e mai cosmică, numerologia e mai concretă, adică asta e matematică. Noi știm foarte bine că 1 plus 1 face 2, n-ai cum altfel. Asta înseamnă că noi doi, uite acum, 1 plus 1, 2. Suntem 2. Dar noi ce facem 2? Numerologic vorbim? Vorbim. Comunicăm. Da. Înțelegi? Adică identitatea mea 1 cu identitatea ta 1 realizăm ceva. Adică 2. Comunicare. Și dacă eram 3, ce făceam? Dacă eram 3, realizam tot 2. Realizam. Înțelegi? O anumită comunicare, dar era posibil ca a treia persoană să fie un fel de mediator. Uh-huh. Să zicem că tu ești realizator emisiunii, veneam eu și cu încă un astrolog. Știi? Și tu erai 3. Deoarece eu spuneam despre numerologie, alt coleg spunea despre astrologie și tu trebuia să mediezi discuția între noi. Deci tu erai 3 afară, puțin, oarecum, între ce noi doi. Și atunci făceam un triunghi, o stabilitate și tu trebuia să concluzionezi care erai 3. Dom'le, uite ce frumos că astrologia și numerologia sunt științe surori. Uh-huh. Deci 3 întotdeauna concluziona. După aia, în numerologie, 1 plus 1 poate face și 3. Cum așa? Hai să e matematică, cum să facă da, 1 plus 1, 3? Poate face și 3. Cum face 3? 1 și plus 1, e un el și o ea, sunt două persoane, da? Da. Dar ceea ce construiesc ei este 3, adică cuplu. Uh-huh. Și iată cum 1 plus 1 poate face 3. Uh-huh. Interesant. Dar într-o paradigmă așa, mai poetică, ca să spun așa, dacă e să o luăm matematic vorbind, 1 este cifră masculină și 2 este cifră feminină. Deci 1 masculinul plus 2 femininul dau 3 cuplu. Uh-huh. Adică prima formă de stabilitate. Cu influențele energetice al 1 masculul și al 2 femeie. Foarte interesant. Dragii mei, dacă sunteți foarte incitați de subiectul ăsta, eu zic să vă luați un pix și o hârtie și să vă notați așa câteva idei principale, pentru că sper că ești de acord să spunem pentru fiecare cifră în mare așa cam care ar fi da, caracteristic. Da. Este influențată numerologia sau numerele pot influența caracterul unui om în funcție de numele lui? Adică numele pe care îl poartă? Da. Da, bineînțeles. Deși numele sau literele da, au niște... Mă cheamă pe mine Romeo, de exemplu, da? Deci numele meu, Romeo, calculat cu un anumit algoritm, da? Așa, dă cifra 3. Adică înseamnă adică că ce faci? Pur și simplu, când mă strici tu pe mine, Romeo, vină la emisiune. Da. Și eu zic, ok, Antonina, foarte bine. Eu atunci... Tu, când m-ai strigat pe mine Romeo, eu simt 3. Adică o creativitate, o ceva în mine. Și simt așa o chestie extraordinară. Mă bucur. Uh-huh. Altul, dacă are numărul 4, îi spui Costică, să zicem. Dar nu știu dacă are numărul 4. Costică, nu știu. Și Costică, dacă are numărul 4, el imediat se pregătește să muncească. Pentru că 4 e cifra muncii. Pe când eu mă gândesc, m-ai invitat la emisiune, creativă, adică frumos. Aoleu, eu am la casă numărul 4, e influențat de muncă? Da. Muncesc cam mult, așa, da, în viața mea. De muncă, da. Tu când te duci acasă, muncești. Muncesc, non-stop da. Muncesc, da, și nu se vede nimic. Păi n-are cum. Și ce trebuia să am la casă? Nu s-ar mai munci, știi? Și ce trebuia să am la casă ca să nu muncesc atât de mult? De exemplu, în familie. Să fiu relaxată, de exemplu. Da, să fii relaxată și să ai armonie în familie, da? Cu membrii familiei tale. Trebuia să ai 6, 6 e cel mai bun. 6. Pentru că 6 este cifra familiei. Păi și ce să fac acum? Să mă mut de acasă? Nu. Dar ce să fac? De exemplu, dacă tu ai 4 la casă, pui un B care e cifra 2. Uh-huh. Și dacă desenezi un B acolo pe ușa apartamentului... Vizibil așa sau nu trebuie să fie vizibil? E bine să fie lângă cifră. Dacă ai pe apartament, ai văzut oamenii... Nu am număr pe casă. Atunci aia n-are nicio identitate casa aia. Trebuie să-i dai o identitate. Aha. Și faptul că în acte și în hârtie acolo scrie numărul 4 și tu știi că pe 4 ăla dă o identitate, pentru că ea, neavând impregnat simbolul, pentru că numele sunt simboluri, nu-ți dă o identitate. Ea vă caută tot timpul o identitate și caută
în persoana dominantă de la tine din casă, în interacțiunea dintre persoanele de la tine din casă. Și tot timpul, cine e mai tare, ca să zic așa, ăla își impune punctul de vedere acolo. Dar căutând vibrația casa, la un moment dat poate cel ăla care e mai tare să liniștește, să zicem. Dar căutând vibrația, alt membru al casei vrea să fie mai tare, să-și pună, să-și cucerească Teritoriu. teritoriul, da. Și atunci e tot timpul e conflict acolo. E conflict pentru teritoriu. Adică cine stăpânește teritoriul ăsta? Eu cu cifra mea de vibrație interioară sau tu cu cifra ta de vibrație interioară? Dacă tu pui 4 pe ușă sau cât ai tu numărul la Da. apartament, deja spațiu își ia vibrația singur. Aia e. Voi care locuiți aici, vă supuneți acestei vibrații. De-aia e bine să punem pe ușă numărul apartamentului pe care îl avem, sau măcar să-i dăm o anumită simbolistică casei respective, că atunci energiile nu se mai caută una pe alta. Bineînțeles că se imprimă niște energie acolo, în casă, la tine, între membrii familiei, dar este o energie amestecată, nu are o identitate energie. Și dacă numărul străzi, deci e strada, numărul 5, blocul 14, adică tot 41 5, e bine sau e rău? Nu există bine și Nu rău. există bine și rău. Nu există bine și rău. Există modul în care tu te raportezi la un reper. De exemplu, hai să dau Dar un 5 ce pic. reprezintă, de Cinciul exemplu? reprezintă libertatea și imaginea de sine. Oamenii care locuiesc la apartamentul cu numărul 5 sau la o adresă cu numărul 5, toată ziua sunt liberi, sunt acolo ca la hotel. Este potențial, e un potențial afectiv erotic acolo enorm, așa, și vii ca să ai de unde să pleci, cam așa ceva. Adică Și nu atunci ești e petrecere, e tot da. timpul acolo, e baieram, sau cum îmi spun oamenii. Deci nu au nicio treabă acolo. Așa este acolo. Nu este o... Este o casă de burlac, dacă pot să spun așa, cinciu. Păi da, dar este un bloc, adică sunt multe Nu contează. apartamente. Sunt, dacă sunt multe apartamente, acolo, în blocul respectiv, dacă blocul are numărul 5 cu multe, 14 acolo apartamente. lumea Că acum își... încep să gândesc și eu Da. ca tine. Deci numărul Lumea 14, are, 14 apartamente. toată lumea vrea să fie acolo cineva, toată lumea vrea să se exprime într-un fel, toată lumea e forfotă, toată lumea vrea să exprime într-un fel. Dar bineînțeles, fiecare se exprimă conform numărului apartamentului. Este foarte important numărul apartamentului, nu neapărat strada sau blocul sau asta. Cel mai important e numărul apartamentului, pentru că tu acolo stai în apartament, nu stai pe scara blocului sau stai în fața blocului mereu. Așa e, Nu. da. Deci cel mai, e mediul unde lucrezi, mediul unde locuiești, pardon, nu unde lucrezi. Unde locuiești? Ce se întâmplă în casa? În mediul tău privat, în mediul tău armonios, de familie, de ce e acolo. Și e diferență între numărul locuinței unde locuiești efectiv și numărul, de exemplu, biroului unde lucrezi. Poate fi Deci, de diferență, exemplu, nu știu. dacă ai 6 la casă și ai 6 și la birou, este bine așa că este o armonie sau Nu știu dacă e bine, depinde acum. Poate fi bine în cazul în care tu, să zicem că ești născută pe 6. Nu, eu sunt Dacă născută pe tu ești 7, de născută exemplu. pe 5, e bine. Dacă tu ești născută pe 4, nu mai e bine. Nu mai bine. Pentru că 4 îți dă o energie a muncii, 6 într-adevăr ține și ea de muncă, dar o să fii tentat să muncești mai mult decât trebuie. Adică și să fii tot timpul angoasat așa, adică cu multe pe cap, cum o numesc. 7, cum spui tu, este cifra omului care trebuie să dobândească o formă de înțelepciune. Adică el trebuie să învețe în fiecare zi din ce a făcut în ziua respectivă. El trebuie în fiecare zi să învețe și să mai primească câte un lucru minunat în viață. Și bune și rele, bineînțeles, dar cu ajutorul acestor lucruri trăite, și bune și rele, trebuie să-și formeze o anumită înțelepciune. Trebuie să îi învețe pe ceilalți. Este cifra omului care este autodidact, iarăși șaptele. Este cifra omului care are așa o formă de a sta în spatele lucrurilor, de a-i coordona pe ceilalți. Este cifra omului care întotdeauna îți va da un sfat foarte bun. Dar și, bineînțeles, șapte este cifra omului care, dacă dobândește o formă de înțelepciune superioară și o îndreaptă negativ, și el este un om care consideră partea negativă mai bună, atunci poate să facă foarte mult rău. În șapte e dus și întors, adică el chiar are o formă de putere și o exercită. Este o cifră care stă în spate, este o cifră care coordonează, învață tot timpul. Dacă vrem, de exemplu, să facem, nu știu, să înființăm o firmă, să începem o nouă activitate, este bine să
Mergem la un numerolog, de exemplu, și Da. să ne spună, domne, e bine să-ți faci firma în ziua D sau Da. E numărul de bun să știi mașină, data de naștere, numărul de da. mașină, Număr la de fel este. mașină, firma, da. Firma știm foarte bine că are o dată de naștere. Știm că pe certificat acolo este o dată de naștere, da? A firmei J, nu știu cât, din data D. E, aia e data de naștere. Acea dată de naștere a firmei, știm bine că în, cum să spun, în limbajul juridic, o firmă este o persoană juridică. Da. Deci, de ce naibii o am fi numită noi persoană juridică? Pentru că are o personalitate. Adică se manifestă într-un fel, firma respectivă. Ei, ea se va manifesta conform acelei date de naștere, după certificatul respectiv. Când o avem în J-ul ăla, în J avem data de naștere. Și în J-ul ăla avem acolo. Și vedem exact. Dacă firma e născută pe 3 și persoana care are compania e născută pe 4, ăla vrea să muncească și firma îi zice, păi tu trebuie să fii creativ. Tu nu trebuie să muncești, trebuie să fii creativ. Și atunci o să fie o disesiune între el și firma lui și o să zică, firma asta nu merge, nu e bună. Păi nu e bună pentru că nu ți-ai ales-o pe vibrația ta. Sau, ok, nu ți-ai ales-o pe vibrația ta, s-a întâmplat, nu e nicio problemă asta. Dar angajezi o persoană născută pe data de 3, care să fie director general și care să fie creativ și ăla o să-ți ridice firma. Pentru că tu nu poți să gândești nici când pe 4, te gândești că totul e rău, că trebuie într-un cadru de cunoaștere, nu creezi decât în pătrățica ta, atât. Și firma e 3, asta e creativitatea la absolut, adică e mult. Și codurile acelea KN și acelea sunt influențate numerologic? De Alea exemplu? pot influența, nu cred că le-au calculat oamenii ăștia, îți dai seama că le-au calculat numerologii, nu cred. Dar pot influența, de exemplu, la un cod de consultanță. Cât e cod de consultanță? 7202. Nu? E, gândește că așa s-a brodit oarecum, știi? Pentru că 2 este cifra comunicării, 7202, da? Adică sunt două cifre de 2, 7 este cifra înțelepciunii, deci dai consultanță dacă știi ceva, dacă nu, ce consultanță să dai? Și dai Așa. cuiva, că, Și adică doi. dai cuiva pentru că doi, adică Da. cuiva, că nu-ți dai singur consultanță, nu ai Corect. cum. Așa. Și 7 plus 2 plus 2 11. fac 11, care este cifra marelui iluminat, marelui înțelept. Și 11 înseamnă eu o identitate, cu tine o identitate, discutăm pentru ceva. Eu îți dau ție consultanță pentru ceva și tu îmi dai mie consultanță pentru altceva. Și uite cum s-a prodit, dar nu știu dacă l-au calculat numerologic, pentru că nu cred că este sincer. Da. Da, dar putem să spunem că nimic nu e întâmplător. Nimic nu Putem. este întâmplător. Pe faptul că noi doi ne-am întâlnit aici pe data de 29, astăzi nu e întâmplător. Adică 29, adică 11. Adică 11. Adică iarăși comunicăm. Da, 11 comunicare și 29 înseamnă așa, comunicare 2 pentru 9, transformare. Adică ce vorbim noi acum o să aibă un impact transformator asupra telespectatorilor care sunt... Și vorbim și 45 de minute, adică care 40 cu 5 9. Înseamnă 9. Da, da. Și telespectatorii o să gândească într-un fel, o să aibă cel puțin o întrebare în minte după emisiunea asta noastră. Cu siguranță, apropo, pentru telespectatorii noștri dragi, după emisiune puteți adresa întrebări și veți găsi și datele de contact ale prietenului meu, Romeo, în studioul nostru. Puteți să sunați, să vă faceți programări. La final o să și spunem niște date de contact. Da. Da. Și mai ales că o să vii și în Brașov. Am înțeles că te-ai îndrăgostit de orașul nostru și o să vii foarte des. Știi, eu am 41 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Când aveam vreo 27-28 de ani, nu mai țin minte exact, 27-28, am stat un an de zile în Brașov, am avut ceva treabă pe aici și un an de zile am stat în Brașov și a trebuit să plec. Că dacă nu trebuia, nu plecam. Și stăteam. Dar, pur și simplu, orașul ăsta e fascinant. E fascinant pentru că și acum, de când sunt aici în Brașov, dimineața mă trezesc și ies și mă plimb. E un aer genial. E un da, aer care da. E super ok. Oamenii sunt altfel. Mă uit la oameni pe stradă pentru că așa îmi place mie să studiez, că na, sunt numerolog și îmi place să văd dacă pot să văd temperamente numerologice. Oamenii sunt altfel. Au altul, ochii mai mari, comunică altfel, se plimbă. În alte orașe nu se plimbă, de exemplu. Păi dacă n-au aer curat, da, n-au ce să inspire. Este altceva, da. Este altceva. Așa că știu Brașovul cât de cât și m-am gândit să vin aici să mă gar câteva zile pe lună cu consultațiile mele și cu asta. Mai țin diferite conferințe, mai țin diferite workshop-uri pe aici. Mă rog, la sfârșit... Dar ții în toată țara, da, din da, ce da, știu. Ai o activitate foarte intensă. Da,
Noiembrie, acum o să fiu în Sibiu și în Cluj. La sfârșitul lui noiembrie o să fiu la București. La Sibiu iarăși o să mă duc în decembrie, o să mai vin aici la Brașov, iarăși Pitești. Deci astea sunt pe sfârșitul ăsta, da, numai București, Pitești, Brașov, Sibiu și Cluj, atât. Da, păi, Da, mai oricum sunt e două luni. suficient. Da, nu mai e mult Da, până la sfârșit. călătoresc foarte mult Ce ni cu. se întâmplă nouă până la sfârșitul anului? Putem numerologic să vedem câte Da, eu am zile. scris un articol, o să vadă telespectatorii dacă mă caută pe internet. Eu am spus așa că din data de 8 august 2015 mai sunt 144 de zile până la sfârșitul anului. De 8 august 2015 înseamnă 8-8-8. Adică 8 august e 8 și 2015 2 cu 1 și cu 5 înseamnă 8. 8 este cifra, cum să spun, dobândirii puterii. Dar cum dobândești puterea? 8 are două bucle. O știm foarte bine. Eu care știu lumea asta foarte bine, trebuie să fac ceva ca să intru în lumea asta la talo 8, de sus. Și prin chestia asta, eu intersecția celor două cercuri, e ca un fel de vamă, ca un fel de examen al vieții. Trebuie să dau examen, oarecum, la figurat examen, așa, al vieții, ca să mă duc într-o formă superioară de cunoaștere, deoarece anul 2016, 2 și cu 1 și cu 6, este 9, adică un an al transformării, pentru a începe din 2017, care înseamnă 1, încă un ciclu evolutiv de 9 ani, cu o altfel de a fi, un altfel de a fi interior al nostru, uman. E, până la sfârșitul anului, din 8-8-2015, mai erau, că acum nu mai a trecut de 8-8, mai erau 144 de zile. 144 înseamnă 12 la puterea a doua, adică de 2 ori 12. Care înseamnă așa, trebuie să fiu creativ. 12 la puterea a doua înseamnă E 2 cu 12, 1, e 3, 3 la da, trebuie 2, să da. fiu creativ, cum să spun, la puterea a doua, adică dublu, dacă pot să spun așa, pentru a trece eu 1, acțiunea eu, identitatea, 4 din pătratul meu de cunoaștere în al pătrat de cunoaștere, al 4. Deci ne obligă Universul să facem chestia asta, iar toate evenimentele care se vor întâmpla de acum încolo sau care s-au întâmplat din 8-8 o să fie, din punct de vedere social, transformatoare pentru identitatea fiecăruia. Uite, ai văzut că au fost, acum nu mai se mediatizează chestia asta, cu refugiații, cu toate Da, astea. da. Adică o masă socială, 8 e cifra lumii, se duce în alt cerc, din cercul lor în alt cerc. Și toată lumea vorbește de treaba asta, toată lumea a vorbit, toată lumea a făcut. Lumea este, se întâlnește să vadă cum să rezolvăm anumite lucruri. Asta la nivel macro, pentru că 8 este cifra lumii. Dar și la nivel micro, să eu mă gândesc ce să fac cu viața mea. Nu eu, Romeo, eu, identitate. Da? Ce să fac cu viața mea? Cum să fac eu să-mi fie mai bine? Cum mă pot revolta? Pot învăța? Am diferite căi. Da? Pot cerși. Că sunt și mulți care stau cu mâna întinsă, știi bine, să-mi dea guvernul, să-mi dea Cutărescu, să-mi dea mami, să-mi dea tati, adică sunt și de ăștia, nu e? Ei se transformă, adică au un alt limbaj, când vor cere, cer altfel, știi? Adică tot fac ceva în plus, știi? Asta se va întâmpla. Acum că mai sunt, cât mai sunt? 2 luni, noiembrie ăsta și decembrie, până la sfârșitul lunii, 2 luni înseamnă 61 de zile, nu? Da. Că o lună are 31 și 30, una are da. 3. 61 de zile înseamnă 7. Asta înseamnă că eu trebuie neapărat să fac ceva pragmatic, concret, clar, 6, adică eu, 1, trebuie Pentru să fac mine. ceva practic pentru cine? Pentru 7, adică tot pentru mine. Pentru că 1, dacă îl scriem pe hârtie, o să vedem că este asemănător cu 7, dacă întoarcem hârtia puțin și ne dă 7, așa. Da. Deci, eu trebuie să fac ceva concret pentru mine ca să trec într-o formă 7 superioară de înțelepciune, să pot începe anul 2016 pentru a mă transforma, pentru a fi un alt om. Mai bun, mai rău, mai înțelept, mai iubitor, mai nu știu, fiecare cum vrea. Dacă simt că în viața mea nu există iubirea, trebuie să fac ceva ca să pot să-mi găsesc iubirea. Pentru că nu o să mă iubească nimeni dacă eu sunt aiurea. Că n-am cum. Dacă eu sunt un om rău, n-are cine să mă iubească. Poate să mă iubește, să mă iubească un alt om rău, să facem noi o gașcă de oameni răi, ca să zic așa. Știi? Dacă sunt un om bun, automat voi atrage un om bun să mă iubească. Și eu pe el, bineînțeles. Sau nu am bani. Păi ok, ce vrei să faci ca să ai bani? Vrei să cerșești? Cere altfel. Știi, a fost un film, nu? Că, știi, nu dau, nu fac reclamă, asta a fost un film
în care era o replică cu orice mână întinsă, trebuie să spună o poveste. Parafrazez eu acum. E, dacă tot ai mâna întinsă și ceri, spune și tu altă poveste, spune o poveste mai frumos, mai Mai credibilă. impresionantă, mai da. Îți dai seama. Da. Da. Și de-aia spun, adică trebuie să faci ceva cu înțelepciune. Adică și când spui povestea aia de cerșit, mă, spune așa, mai înțelept, mai, Păi să te depinde când o tătorești, spui, că da? dacă o spui într-o zi de 3, poate îți vine vreo creație, Aie, dacă, aie, dacă o spui într-o zi de Oricum, 4, nu mai e. noi avem de muncă, ca să spun așa, în luna asta, noiembrie și în luna decembrie, pur și simplu pentru a câștiga ceva în lumea asta. Noi, din punct de vedere social, măcar o formă de înțelepciune. Și asta e minunat. Adică să ne așezăm pe drumul destinului nostru. Și dacă te așezi pe drumul destinului, atunci ești fericit. Pentru că asta este cum să spun, dovadă că ești pe destin. Ești fericit. Sau nu ești fericit, ai mai multe clipe de fericire decât clipe de tristețe, ca să spunem așa. Ci se întâmplă. Pur și simplu, ci se întâmplă lucruri. Nici eu nu credeam chestia asta. Dar Până chiar de acum, când te-ai apucat de până acum numerologie? Că șase, tu ești eu, arhitect la da, bază. N-are da, nicio treabă, numai așa, că dar așa nu este profesia mea ingineria. și arhitectura. Deci n-am profesat nici în arhitectură. Eu am lucrat în vânzări foarte mult timp, și în marketing, și în trade marketing, până la vreo 36 de ani. Am făcut carieră, ca să spun acolo. Iar la 36 de ani s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Universul a complotat, prostia mea a complotat, sau cine știe ce, așa. Și mi s-au schimbat lucrurile. Și după aceea trebuia să găsesc de ce eu, care am avut și firma, am fost și în poziții importante la niște companii, eu care mă simțeam un om deștept și așa, așa, dar în afară de asta mai eram și un om arogant, extrem de arogant, așa, mi s-au dat toate peste cap, așa. Mi s-au întâmplat lucrurile dintr-o dată. Și n-am mai fost nici ce eram, ca să spun așa. E, și a trebuit să răspund la întrebările astea, de ce, de ce, de ce. Și 7 luni de zile am stat și am citit, am stat și n-am găsit nimic. Și într-o dată o bună prietenă de-a mea din București îmi spune, uite, ce părere ai despre știința asta, despre nu știu ce. Și eu am căutat pe internet, numerologie, nu știu ce, cum, în ce fel. Și zic, ia uite ce interesant, ia uite. Și am zis să fac un curs. Și atunci m-am apucat să fac un curs. Și Deci se acolo fac cu și un cursuri curs, pentru așa ceva. dar bineînțeles, am făcut un Deci nu curs. este autodidact, didact, te-a Poți pus și fi citești. autodidact, dar nu intri în amănunt. Adică dacă tu vrei să faci un lucru, să-l faci bine, trebuie să faci, cum să spun, numerologie de la zi. Asta nu presupune că m-am născut eu pe 2 și gata, interpretez 2 pe net acolo și aia e. Ghicitoare, adică. Aia e ghicitoarea, da, sunt muză și că de-aia toată lumea crede că e ghiceală. Că ea, nu, asta e chiar o știință, ți-a spune, algoritmul între cifra ta de naștere, ziua ta de naștere, luna ta de naștere, anul de naștere, calcule care se fac în urma acestor cifre pentru a afla destinul, pentru a afla lucrurile de învățat cu obligatoriu în viața asta, matrița aia psihoenergo-informativă are 9 cadrane, care alea 9 cadrane se interpretează și de sus în jos, de la stânga la dreapta și pe diagonală și în fel și chip, relația dintre cifre, relația dintre vectori, adică sunt grafice care se fac a energiei pe care o ai, sunt anii astral de evoluție, ce trebuie să faci în anumit an, cum trebuie să faci. Și toate în funcție de datele noastre. Sunt calcule acolo. E matematică, aritmetică și aritmetica ține și de mulțire, nu? Da. Și Da. asta. Și aritmetica acolo. Asta se face. Adică un numerolog chiar îți demonstrează grafic și matematic lucrurile. Nu așa, tu ești doi, înseamnă că să vorbești și să fii afectiv și gata. Aia nu e Deci aici. să faci niște Aia nu e conexiuni între, numerologie. da. Aia nu e numerologie. Aia e o interpretare, o ghiceală, așa cum ai spus și tu la început de emisiune. Și aia n-ai nicio treabă. Nu e problemă. Oricine poate să facă chestia asta. Că de-aia sunt și mulți. Apoi dau până ce aflu, ce cifră de destin am. Bine că afli. Și ce afli? Acolo ce scrie. Ești un om nu știu de care, ești nu știu cum, e foarte bine să faci așa, să nu faci așa și gata. Ei, dar cum? Ok, tu mi-ai zis că sunt așa, dar cum fac să fiu așa? Cum fac să ajung la rezultatul ăsta? Concret, cum? Ce trebuie să fac eu în viața mea? Când trebuie să fac în viața mea ca să ajung aici? De ce trebuie să fac? E, numerologul profesionist îți răspunde la toate întrebările astea. Concret. Asta este interesant. Nu așa, că pe net poate oricine să vadă ce cifră de vibrație interioară are sau nu, ce cifră de destin, ca să se calculează. Dar pe lângă cifra de destin mai este drumul destinului, care e altă cifră. Mai este cifra de vibrație socială, care e altă cifră. Mai este cifra de vibrație interioară, care e altă cifră.
conexiune dintre cele trei cifre, care sunt alte cifre. Deci e mult acolo de interpretat. Numerologic se poate interpreta și compatibilitatea în cadrul cuplului sau în cadrul unei familii? Pe de o parte, compatibilitatea și în cazul în care există anumite disesiuni în cuplu, un numerolog, în funcție de data de naștere a celor doi care formează acel cuplu, poate să ne spună unde au uitat să mai să exprime ei unul față de celălalt sau ce ar putea să facă ca unul și celălalt să aibă o relație armonioasă, din punct de vedere afectiv, din punct de vedere comunicativ, din punct de vedere al lucrurilor de cuplu. Și să se redobândească echilibru în cuplu. Da. Pentru că asta e minunat, că nu suntem asemănători. Fiecare este un individ, adică e unul, da? Și e minunat că nu suntem asemănători, că ne-am plictisit unul de altul dacă am fi asemănători. Da. Că nu e ok, n-are ce să mai spună mie X, n-are ce să mai spună, că eu știu că e ca mine. Bine, asta la un nivel concret, că la un nivel macro sunt alte interpretări, n-are sens să vorbim acum de... Și culorile, și ele au numere, nu? Da. Astăzi, fără, dragii mei, fără să ne vorbim, și eu am mov, și el este îmbrăcat în mov. Ce reprezintă movul? Reprezintă culoarea 7. 7. Da, reprezintă culoarea 7, cifra 7, nu culoarea 7. Da, cifra 7. Este vibrația mea interioară. Și eu m-am gândit așa să vin la tine la emisiune, că eu vorbesc, adică hai să fiu în vibrația mea interioară și vorbesc cu tine, deci să fie 7, să fie înțelepciune, să fie tot ce trebuie. 7 și ziua mea de naștere. Deci uite, nimic nu e întâmplător, da? Da. Când ne-am vorbit și avem amândoi culoare, da. Cele 7 pe noi. Da, și asta poate să facă numerologia, deci foarte multe lucruri, chiar foarte multe lucruri concrete, clare. Anul acesta, 2015, deci e 2 și cu 1, 3... Și cu 5? 8. 8, da? 8 față de anul viitor, care va fi 9. Da. Anul, a zis că 9 este cifra transformărilor, da? Deci înseamnă că anul acesta am construit, cum ai făcut exemplu, dintr-o bulă în cealaltă bulă, am ca, trecut, da, ca să putem să avem o transformare. Să ne fie mai ușoară transformarea, că noi n-au făcut treaba asta. Nu-ți imagina tu că toți au trecut dintr-o bulă în altă bulă. Nu. Niște, pentru că cei care înțeleg cei care că trebuie să se schimbe, nu? Trăiesc pur și simplu în energetica planetară, ca să spun așa, manipulați de tot felul de forțe care ia banal de ele, dar ele există, asta nu înseamnă că nu există. Noi suntem manipulați, cum să spun, și de adresa serviciului pe care o avem. Dacă am conștientizat, am eficientizat munca. Dar bine, aici trebuie să construiți un specialist ca să facă chestia asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă tu omul, n-ai trecut dintr-o bulă, cum ai spus tu, în altă bulă, transformarea pur se întâmplă la anul. Nu e problemă că nu se întâmplă. Problema este că te-a luat prin surprindere ca om. Și o să nu știi de ce îți mergea iurea, nu știi de ce se întâmplă lucrurile așa, nu știi de ce nu-ți mai merg, că până acum era bine și acum nu mai e. Nu știi de ce te simți mai încorsetat. Nu știi de ce te simți în disconfort cu serviciu, cu relația afectivă, cu, pentru că transformarea nu este totală la toate cifrele, 1 până la 9. Uh-huh. Da? Deci nu știi de ce. Și nu ești fericit, nu ești echilibrat. Tot timpul cauți răspunsuri. Cauți răspunsuri vis-a-vis de parteneri, vis-a-vis de servici, vis-a-vis de toate, cauți răspunsuri. Și ești nefericit, pentru că toată ziua ești într-un dute vin. Și de-aia nu e ok. Da. Ar trebui să faci lucrurile și să consulți, adică să mărești nivelul de conștiință, cum să spun. Da, pentru că nu mai avem foarte mult timp și pentru că, da, păi, este atât de incitant că imediat trece. Da. Așa cum le-am promis telespectatorilor, în linii mari, așa, hai să trecem un pic pe zilele de naștere sau, mă rog, niște cifre să le... Să luăm de la 1 până la 9. Până la 1, deci până la 9. Eu acum le spun cifrele astea ca interpretare și ei trebuie să-și calculeze ziua de naștere. Adică când s-au născut. Cum s-a născut un om, să zicem, pe 21, asta înseamnă că ai ziua de naștere, da? Și reduc la o singură cifră, adică 2 și 1 fac 3. Da? Deci dacă s-a născut cineva pe 24, 2 și 4 fac 6. Deci se reduc la o singură cifră și o să interpretez acum cifrele de la 1 la 9, o să dau câteva idei principale rapid. Ok, da. Deci 1 este cifra conducătorului, este cifra omului care trebuie să acționeze și trebuie să ajungă întotdeauna să fie lider, trebuie să ajungă întotdeauna să conducă
o acțiune sau pe ceilalți. Doi este cifra omului care comunică, este cifra omului care știe să negocieze, este cifra omului sentimental, este cifra omului care poate fi manipulat din punct de vedere sentimental, e un om comunicativ și un om care vrea să urmeze. 3 este cifra omului creativ, sociabil, un om mental. Este 3 care își folosește analiza, mintea și toate aceste veleități mentale pentru a merge în viață și pentru a acționa în viață. 4 este cifra omului muncitor, a constructorului. Constructor nu ăla care pune cărămizi, constructorul în ceva. Un 4 trebuie să construiască ceva în viața lui, Un să harnic, clădească nu? un harnic. Da. Da, un om care câteodată este și obsedat de muncă, ar trebui să o lase mai moale. E un ca un pătrat, așa, un cadru, da? 5 este cifra omului liber, omul care își dorește libertatea, un om cu o imagine de sine bună și care niciodată nu va vrea să aibă șef, nu va vrea să aibă pe cineva care să-l coordoneze, el va vrea să fie liber, freelancer, dacă putem să-i spunem așa. 6 este cifra omului care caută armonia, care își dorește echilibru în viață și mai mult decât atât este și cifra omului care este foarte pragmatic și câteodată obsedat de pragmatic, adică se gândește numai la bani și iese, schimbă balanță, se duce în dezechilibru atunci. Da? 7 este cifra înțelepciunii, a omului care este înțelept, a omului care vrea să învețe în fiecare zi, a singuraticului, a individualistului, care vrea să învețe, dar care vrea să stea și singur, care are nevoie de singurătatea lui, de spațiul lui de singurătate. 8 este cifra ambițiosului, un om care vrea putere, care vrea tot timpul să fie cu funcție, care vrea tot timpul să aibă cât mai mult să fie social, sus, cât mai sus social. Așa? Iar 9 este cifra filantropului, este cifra omului care câteodată mai este și arogant, că el le știe așa pe toate, este cifra transformatorului, omul care transformă numai prin simpla lui prezență sau discuție, pe celălalt îl transformă, pur și simplu. Și cam asta e rapid, așa. Pe repede Sunt înainte, cum cifrele pe spunem, repede nu? înainte, Da. da. Ce să spun? Pe mine mai bulversat și mai convins că, într-adevăr, este o știință și nu e ghiceală. Îți spun sincer că astrologia, care mi se pare, într-adevăr, o chestie foarte largă, foarte generalistă, Și astrologia e o știință foarte este știință, exactă, dar da. dacă nu știi, de exemplu, ora exactă la care te-ai născut, nu poate să ți se facă ascendentul. Dacă nu știi ascendentul, este prea greu Da, să te bine. dibuiască ce Da, da. comportament ai sau ce caracter sau ce, știu eu, veleități ai pentru profesie sau pentru viitorul Ei tău. pot vedea, dar asta cu ora de naștere chiar e importantă pentru Da, și astrologia dacă nu o asta. știi, asta e. Da, e mai Pe dificil. când aici, la numerologie, lucrurile sunt clare. N-ai cum să nu știi data nașterii și nu este influențată E, de o... dacă mai spui și ora, Dacă mai deja spun și pătrund și mai adânc. Da, dar poți să faci și fără oră, deci asta e Da, ideea, nu, n-am da? nicio problemă. Sunt mulți numerologi în țară. Sunt, da, Da? sunt. Dar cei care Dar se puțin care se exprimă, pricep, cred că. nu știu, asta nu pot să spun treaba Nu asta. știu, eu ce am mai văzut pe la televizor, spun sincer, pe posturile naționale, eu n-am văzut pe nimeni să spună, domne, în funcție de data respectivă, așa cum ai explicat astăzi, se face o cifră a destinului, se face un drum al destinului, se Poate că face... n-au vrut să explice mama întotdeauna. Da. Nu știu, depinde. Mă rog, fiecare își face emisiunea cum dorește. Da, noi cu siguranță. Da, noi suntem aici Da, la o da. emisiune, am zis, mult mai specializată și specificul emisiunii este Ora de Interes, deci am spus că este chiar de interes să abordăm o astfel de temă, Da, sper pentru că că am reușit oamenii, să. Da. sunt convins, oamenii, telespectatorii noștri fideli televiziunii noastre, întotdeauna de la emisiunile noastre avem feedback clar după emisiuni E și minunat. avem reacții foarte concrete. Păi pe final, să spunem, faci conferințe, ai spus, Da, faci fac conferințe, cursuri. fac cursuri și consultații individuale, ca să Când spun mai vii la așa. Brașov? Pe 10 și 11 noiembrie Deci, sunt în dragii mei, Brașov. ați înțeles, da? Țineți foarte bine minte, 10-11 noiembrie, îl găsiți pe Facebook, pe prietenul meu, Romeo. Da, pe Facebook Romeo Popescu Exact. apar acolo, Iar nu-i cine problemă. dorește programări, ne sunați în regie și noi vă dăm toate detaliile, cum puteți să-l contactați. Păi cam atât. Eu îți mulțumesc din Eu suflet îți că ai venit. mulțumesc. Eu îți Îți mulțumesc. mulțumesc că ne-ai spus atât de multe date foarte importante, zic eu. Cred că telespectatorii acum stau fiecare acasă cu Și pixul calculează, și da. încep să-și calculeze. Atenție, nu vă apucați să calculați, să căutați pe net, pentru că dați rateu, este ghiceală Nu, poate acolo. să Deci ducă nu, pe deci trebuie net, să poate să mergeți ducă la... pe net, poate să Da. ducă, dar
Nu sunt informații, cum să Complete, spun, complete, complete. da, Un da. numerolog poate să dea o informație foarte concretă și foarte completă la o întrebare concretă a omului. Deci omul, dacă vine la numerolog cu trei întrebări, să zicem, concrete, numerologul poate să-i răspundă direct și argumentat. Ok. Și Îmi argumentat. promiți când mă vii în Brașov că mai vine la emisiune să ne mai Da. spui lucruri Da, interesante? bineînțeles, cum să nu. Îți mulțumesc mult pentru că Și ai eu îți acceptat mulțumesc. Da. că să vii la noi în emisiune. Te mai aștept cu mare drag și îți Mulțumesc. doresc mult succes în activitatea pe care o Mulțumesc, vă desfășori doresc și foarte mult. să înveți cât mai mulți oameni să-și modifice viața, Să destinul, trăiască cât mai structura lui și să frumos, trăiască să bine, fie da? cât Să mai trăiască bine, conștient. dar nu trăiți bine așa, cum zic unii, să trăiască bine, să trăiți bine pentru Da, voi, da, da, în da. primul rând. Dragii mei, atâta pentru azi. Atâta a fost emisiunea noastră, ora de interes, ora de interes la care vă aștept în continuare. Cu sugestii, știți deviza mea, pe Facebook mă căutați, scrieți acolo și în funcție de ce vă doriți să aflați, eu voi invita specialiști din domeniile respective. Vă îmbrățișez cu drag!